un topor, motherfucker. Salut, YouTube, eu sunt Cristi și astăzi vin cu încă un clip despre WWE 2K15 sau WWE 2015. Na, hai să zicem așa. Am jucat ieri un match, imediat după ce am cumpărat jocul, și vă dați seama, imediat după ce am cumpărat jocul, una au apărut seara review-uri și astăzi am venit acasă și m-am uitat pe clip, adică știți clipul pe care l-am postat și era ceva genul, mă, prea puține dislike-uri, pentru că mie mi s-a părut că se mișcă ca dracu jocul, adică efectiv ca dracu. Și mă miram, bă, de ce dracu nu zice nimeni că se mișcă ca un căcat, să zic, hai să fiu sincer, deci mie mi se pare că se mișcă aiurea. Faza e că m-am uitat la review-urile playerilor pe forumul de pe Steam și hai să zic așa, m-am uitat pe forumul de pe Steam și am văzut acolo Can I run it și deci chestii de genul hai să zic direct în română, pot să-l joc, nu pornește, nu merge, nu merge pe calculatoare mai slabe, am lag, deci toată lumea are probleme. Deci, efectiv, patch-ul ăsta e făcut ca dracu. Și întrebarea mea, este WWE 2015 un fail? Păi, hai să o luăm așa. Ați văzut, am jucat un match, acum nu o să intru match momentan, dar intrăm la opțiuni și la graphic settings. Am totul pe off. Am scos totul și sunt pe 720, deși eu pot să filmez 1080. Faza e că jocul ăsta, dacă nu mă înșel, a fost anunțat acum o lună, că o să apară pe PC sau chiar mai puțin de o lună. Și acum două săptămâni au zis și a genul, pregătiți-vă, vine WWE 2015 pe PC, în curând o să iasă. Și apoi acum o săptămână, dați pre-order, într-o săptămână iese. Nu știu ce să zic despre jocul ăsta. Mi se pare foarte greu. Jocul e bun. Jocul e bun, dar e portat ca dracu. Și după ce că e portat ca dracu, am să vă zic de ce mi s-a părut mie, adică nu știu, că am uitat să menționez un lucru. M-am uitat la alții pe YouTube și nu numai și pe forumuri și am văzut că și la calculatoarele bune are probleme, adică are frame-uri varză. Și de asemenea m-am uitat și pe un gameplay de PlayStation 4 și faza e că așa se mișcă jocul, adică e lag as fuck. Cel puțin are foarte puține frame-uri. Și mie mi se pare că se mișcă foarte aiurea, ținând cont că am jucat înainte WWE 12. Ultimul a fost WWE 12 pe care l-am jucat eu. Și dacă o să vă uitați pe YouTube să vedeți cum se mișcă WWE 12 și cum se mișcă WWE 15, o să vedeți o diferență enormă între cele două jocuri. În primul rând, WWE 12, nu știu, e mai animat, să zic așa, și se mișcă mult mai rapid. Și eu cu jocul ăla eram obișnuit. În timp, WWE 2015 se mișcă ca dracu. Plus că foarte mulți, deci foarte mulți, aparent eu sunt un om fericit, dar faza e că sunt alții care au plăci video mai bune ca ale mele, dar au procesor i5 sau chiar mai slab și ei au foarte puține frame-uri când joacă jocul, deci tot așa cum am zis eu, când joacă jocul cu totul scos și inclusiv inclusiv fără public, joacă fără public. Când joacă cu public, nu le merge. Deci, eu, vedeți, pot să alegi densitatea publicului și o joc cu el scos. Înainte jucam cu 5%. Dar faza e că, hai să intru și într-un meci. Faza e că se mișcă ca dracu. Și de ce? Pentru că, am zis, e o portare făcută în mai puțin de o lună pentru niște bani în plus. Lucru care nu e prea plăcut. Faza e că foarte mulți au cumpărat deja jocul și nu sunt foarte mulțumiți, adică e clar, pentru fanii celorlalte jocuri, pentru fanii serii, pentru fanii WWE, chestia asta e o dezamăgire. Bun, cum ziceam, hai să intru într-un match normal, o să joc cu John Cena împotriva cu MDL Roman Reigns. Așa, start match, nu contează. Deci, să vedeți, jocul este blocat la 30 de frame-uri, pentru că așa e mai cinematic. Adică, nu jocul în general, și efectiv gameplay-ul este blocat la 30 de frame-uri maxim, deci ăsta e maxim. Plus că să nu uităm că mie mai mănâncă și asta, deci acum merg cu 30 de frame-uri. Și faza e că se mișcă doar foarte puțin mai slab față de cum ar trebui să se miște.
nu știu, aș vrea să vă arăt cumva că ne, chiar am acum 28-30 de frame-uri, cam pe acolo o duc. N-am foarte multe frame-uri, să zic așa. Deci jocul oricum nu trece de 30 de frame-uri și gândiți-vă că acum merg la 30 de frame-uri. Decât că din cauza portării, jocul se mișcă mai nașpa la mine și faza e că la mine se mișcă bine. Că am văzut clipuri pe YouTube care se mișcau aproximativ la fel ca ale mele, atât că aveau... La fel ca ale mele, atât ca... Deci am văzut clipuri în care se mișca jocul la fel ca al meu, atât că tipii aveau... cum se numește? Aveau placă video mai bună. Dar ei filmau cu alte programe, deci Fraps-ul e cel mai ok. Am încercat să filmez cu Bandicam-ul, cu Bandicam-ul chiar nu pot să filmez, deci am... Cred că 10 frame-uri cu Bandicam-ul și cu... cum se numește, OBS-ul nu vede imaginea, deci pare a se mișca ok, adică mă rog, ok în sensul de ca Fraps-ul, stați că să ies din meci, pare că se mișcă la fel ca Fraps-ul, atât că nu vede imaginea. Problema e că ei n-au fost în stare să porteze gameplay-ul ca lumea. Adică s-au grăbit și sunt făcute ca dracu. Graficile am văzut că e foarte băguit jocul. Eu până acum n-am jucat de câteva meciuri, adică am jucat aseară unul, pe urmă am filmat cel pe care l-ați văzut voi, sau nu, invers. Am filmat pe cel pe care l-ați văzut voi și pe urmă am mai jucat încă un meci. Și am mai jucat acum vreo 2-3 meciuri și după aia am zis, bă, hai să mă uit puțin și pe review-uri. Și am văzut că... nimeni nu este mulțumit pe deplin de joc. Este jocul un fail? Momentul de față da, pentru că a fost portat ca dracu. Și na, fac acest clip să-mi exprim nemulțumirea. Bine, probabil că o să continui să mai joc și să mai și filmez, atât că vreau să zic că nu-mi place. Nu-mi place ce au făcut cu jocul. Eu nu mă uitasem înainte să văd cum se mișcă pe PlayStation 3, pe PlayStation 4 jocul și am zis că băi, să aștept și am zis că apare pe PC și am zis bă, hai să-l iau, că m-am jucat jocurile precedente, sigur o să fie fain. Și n-am văzut cum se mișcă, de-aia am zis că se mișcă ca naiba. Deci jocul are potențial, jocul e bun, știu că jocul e ok, adică e un joc pe care eu l-aș juca și o să-l joc. Dar faza e că nu-mi place cum l-au portat, au făcut treaba în grabă. Gândiți-vă că GTA-ul a fost amânat cu cât? Aproape un an? Sau nici nu știu, nu cred că un an. Câteva luni, oricum a fost amânat câteva luni bune și ăsta a fost anunțat și într-o lună gata scos. Și asta nu e ok, asta chiar nu e ok. Nu puteau și ăștia să mai aștepte, gen frate, hai nu-l scoatem pe ăsta, dar s-au gândit. Băi, hai să scoatem acum WWE 2015, în 6 luni scoatem 2016. 2016-le o să fie bun, probabil, deci pot să bag mâna în foc, o să fie bun, o să fie un joc bun, pentru că jocurile 2K sunt bune. Cum ar fi NBA 2K, astea sunt jocuri foarte bune. Și cred că jocul are potențial, adică nu jocul ăsta. Jocurile viitoare o să se mișcă, o să mișcă, o să se miște super, decât că ăsta momentan încă nu e făcut ok. Urmează un patch. Deci bănuiesc că în vreo săptămână, poate două, o să fie făcut un patch pentru ca jocul să se poată juca ok, să se joace chiar bine. Însă în momentul de față, jocul nu e prea ok, adică... Na, ai toate lucrurile, poți să faci multe lucruri, atât că gameplay, eu mă refer doar la gameplay, nu la ce conține jocul, să zic așa, pentru că jocul îți oferă o diversitate destul de mare, are și poveste, are și de toate. Ce vreau să zic legat de acest joc? Sper să fie făcut un update cât de curând. Bine, am zis asta de mai multe ori, dar asta sper eu. Momentan, dacă fac un update și o să se miște ok, și așa jocul nu trece de 30 de frame-uri, măcar să-l meargă să joacă, măcar să-l facă să meargă bine. Asta este singura mea cerință pentru această firmă.